Preocuparea să fii mai bun te poate ajuta să-ți avansezi cariera și să-ți atingi obiectivele profesionale. De exemplu, ai putea urma un curs de certificare în domeniul tău pentru a-ți crește șansele de promovare. Luând măsuri pentru a te îmbunătăți, poți dobândi și abilități în afara cadrelor tradiționale, educaționale și ocupaționale. De aceea, la Valoria am întrebat 50 de directori de HR din România care sunt recomandările principale pentru angajați pentru a fi mai relevanți profesional. Top 6 răspunsuri arată după cum urmează. 1. Identifică abilitățile cerute pe piața muncii. Dacă te concentrezi asupra avansării în carieră, identificarea abilităților specifice de care ai nevoie pentru poziții superioare te poate ajuta să te dezvolți. Pe lângă abilitățile standard, acordă atenție abilităților emergente care te pot ajuta să câștigi un avantaj competitiv. Încearcă să citești publicații de profil pentru a afla despre cele mai căutate abilități din industria ta. Ia în considerare înscrierea la cursuri pentru a stăpâni aceste abilități, astfel încât să te poziționezi în partea de sus a topului în domeniul tău profesional. 2. Participă la cursuri. Deși poți învăța noi abilități în mod independent, participarea la un curs organizat poate adăuga structură experienței tale de învățare. Când te înscrii pentru un curs extracurricular sau la o sesiune de instruire plătită de companie, îți poți dezvolta abilitățile tehnice sau interpersonale. Alege subiectul cu atenție. Identifică obiectivele specifice pe care vrei să le atingi. 3. Fă-ți un nou hobby. Obligațiile profesionale și familiale sunt prioritare, dar să ai un hobby sau două este esențial pentru crearea echilibrului între viața profesională și viața personală. Sportul, meșteșugurile și alte activități te pot ajuta să iei o pauză de la responsabilitățile tale obișnuite și te încurajează să înveți și să te dezvolți în afara muncii. 4. Propuneți obiective ambițioase. Într-o zi obișnuită poți avea o serie de obiective mici de îndeplinit. Acestea pot include de la sosirea la timp la serviciu și terminarea unui proiect până la cina cu familia. S-ar putea chiar să ai obiective pe termen lung, cum ar fi economisirea pentru avansul la o casă sau o vacanță viitoare. Pentru a te dezvolta, propuneți obiective ambițioase. De exemplu, ia în considerare ce vrei să realizezi în următorii 3 ani, apoi stabilește obiective specifice, măsurabile, acționabile, realiste și realiste pentru atingerea acestor obiective. 5. Schimbă-ți modul de gândire. Ia măsuri pentru a-ți îmbunătăți modul de gândire. Când îți schimbi mentalitatea, îți dai seama că ai mai mult control asupra circumstanțelor tale decât credeai anterior. Știi ce poți și ce nu poți controla, te poate impulsiona să-ți îmbunătățești calitatea vieții. De exemplu, poți începe prin a pune la îndoială status quo-ul și orice presupune cu privire la situația ta de viață. Ia în considerare întrebarea de ce crezi în ceea ce faci și provoacă-te să îți regândești adevărul din spatele convingerilor tale. Și 6. Ia-ți un mentor. Eforturile de autodezvoltare pot fi mai pline de satisfacții atunci când ai un ghid care să-ți arate calea. Indiferent dacă ai nevoie de inspirație profesională sau de asistența unui expert, căutarea unui mentor te poate ajuta să-ți atingi cele mai ambițioase obiective. Pentru a găsi un mentor, gândește-te pe cine admiri sau cine vrei să fii peste 10 ani. Identifică un profesionist cu abilități excelente de conducere și o vastă experiență în domeniul tău de activitate. Ia în considerare un mentor care îți poate oferi cunoștințele de care ai nevoie pentru a-ți atinge obiectivele. Tu, ce faci ca să fii relevant profesional?